deeper than we know. Rihanna, vedeta care trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu sportivul Matt Kemp, a declarat că anul viitor ar putea fi momentul potrivit pentru a-și întemeia o familie. Tânăreața formează un cuplu cu jucătorul de baseball din luna ianuarie 2010. Mai are câteva lucruri de realizat până să devină mamă, însă spune că în curând va face marele pas. Nu obișnuiesc să-mi fac planuri în funcție de vârstă, s-ar putea întâmpla peste un an chiar sau poate peste 10. Oricând va fi momentul potrivit, a declarat artista. Am multe alte lucruri de îndeplinit până să ajung la capitolul copii. Voi ști când va sosi și timpul pentru asta, a completat Rihanna. Chiar dacă nu știe exact când va aduce pe lume un copil, Rihanna s-a hotărât deja că își dorește un băiețel. Dacă o să am fetiță, cel mai probabil va fi foarte rebelă. O să fie ca un mare ghem de karma, a declarat vedeta pentru revista Interview. Rihanna i-ar plăcea să-și crească urmașii în orașul natal, Barbados, însă crede că nu va fi posibil din cauza carierei.